De când direcția de asistență socială Giurgiu funcționează în sediul de la Giurgiu Nord, foarte mulți giurgiuveni s-au plâns de faptul că trebuie să parcurgă un drum lung din oraș până la instituție pentru a depune sau a ridica anumite documente. Pentru a rezolva această problemă, trei dintre cele mai solicitate birouri ale direcției au fost mutate în oraș, în cadrul cantinei de ajutor social. Vorbim despre biroul de ajutor social pe legea 416, biroul de asistenți personali pe legea 448 și biroul pentru alocații, evidență și cereri cantină. Activitatea se desfășoară în incinta cantinei de ajutor social. Vom respecta programul de lucru al cantinei și anume între ora 7 și 15 așteptăm toți beneficiarii cu problemele care le au să depună documentele în vederea rezolvării dosarelor, fiecare funcție de ce probleme are. Care este cel mai solicitat birou? Toate trei sunt foarte solicitate. Foarte solicitate și biroul de ajutor social și evidență cereri cantină și alocații de stat, ca să nu mai vorbim de asistenți personal care pe zi ce trece apar noi cereri care trebuie rezolvate prin anchete sociale. Cele trei birouri ale DAS mutate în clădirea cantinei sunt cele mai solicitate de către beneficiari, în sensul că acestea deservesc peste 2000 de persoane care periodic trebuie să vină la aceste ghișee pentru a-și completa dosarele sau pentru a depune alte acte.